Aloha, bonjour, da bine v-am găsit, ce faceți? După cum vedeți, a revenit magicul plovăr negru, auzi, plovăr mov, scămoșat de altfel, foarte scămoșat, trebuia să bag aparatul ăla de scame în el, dar, da, a venit toamna, oficial a venit toamna, chiar vorbeam cu Pebbles, cu draga noastră Pebbles, că cum a venit 1 octombrie, parcă a apăsat cineva pe buton. Uf! Gata, s-a terminat, s-a încheiat. Până pe 30 septembrie a fost bine, a fost frumos, a fost cald, era prea cald. Cred că pe 30 sau pe 28 septembrie am avut undeva la 35 de grade. Pe 1 și 2 octombrie am avut 18. Ok. Eu mi-am mai făcut o cafea aici, pentru că astăzi este deja târziu, este ora 2, ca să știți, nu știu dacă am mai început un vlog atât de târziu, dar începem vlogul de la ora asta, pentru că decorăm, finally, Doamne ajută în sfârșit, decorăm aici, fiindcă v-am zis că am de gând să decorez și n-am decorat, pentru că m-am tot ocupat cu altele, acum cred că 2 sau 3 clipuri, nici nu mai știu, când ziceam că mă apuc de decorat, s-au întâmplat diverse, mi-am spart camera, stați că am descoperit ceva la... am crezut că e din vina mea, dar nu e, despre de cum e vopsită camera. Așa, am zis că mă apuc de decorat, n-am mai decorat și uite așa, am ținut-o și n-am mai... și o să treacă octombrie, o să treacă noiembrie și nu o să vă mai decorez de toamnă deloc. Trecem direct la Crăciun, pentru că și așa, oricum de Crăciun decorez mai repede decât lumea normală. Așa. Și da, nu o să mai decorez de toamnă, dar zic totuși, dacă tot am lucrurile astea frumoase pe aici, până de ce să nu mă ocup de ele? Hai să, o să mergem în grădină, bate vântul? Nu pare să bate vântul așa rău, pentru că zilele trecute, Doamne, deja a avut vântul înfiorător. V-am mai spus eu că aici la mine e vântul ăla de toamnă, urât, rău de tot, și nu se dezice, adică nu se dezice feritar sfântul, bate de te rupe. Și au început și vânturile alea de care vă zic și na, încă un semn că a venit toamna per se. Și astăzi, totuși, pentru că nu mai de vânt, nu mergem și luăm niște pămătuf din ăla, să vedem dacă nu mă gherăi pe gheruțe, poate luăm și niște din alea de măceșe, niște măceșe, crenguțe de măceșe cu măceșe în ele. Nu știu, să vedem ce mai găsesc. Așa, mare pe la mine pe aici nu e foarte galbenă situația, adică din contră, e chiar verde, da, pe afară, adică nu am atât de multe frunze uscate, dar totuși e toamna, se simte toamna. În câteva săptămâni sunt convinsă că o să fim în toamnă de-a binele și zic să decorez. Și vă ziceam și în clipul ăla, în care tot așa am promis că decorez, că nu înțeleg de ce lumea se ambalează cu decoratul. Adică nu poate să facă distinția între decor de toamnă și Halloween. Eu o să decorez de toamnă, da? Nu de Halloween, pentru că nu țin morții și... mi se pare puțin puierilă chestia asta. Adică dacă aveam un copil, dacă aveam nepoți, dacă erau copii care veneau la mine, da, ok, dacă așa, dar pentru mine mi se pare puierilă să mă apuc să îmbălțesc casa cu toate prostiile, cu toți păianjenii, liliecii și toate orătănile, așa. Îmi place când le văd la alții, adică îmi place să le văd la alții. Mă uit și eu pe Pinterest, mă uit pe Instagram, de exemplu, am văzut în perioada asta o grămadă de aranjamente foarte drăgălașe, dar nu pentru mine, adică pentru zona care se pretează. La mine nu se pretează așa ceva. Prin urmare, ne rezumăm la decor de toamnă. Avem acei câțiva dovlecei micuți și ce-o mai găsi? Ce stufăriși mai găsim? Ce mai găsim pe afară? Am o cadea cu dovleac, ceea ce iarăși semnifică că a venit toamna. Am pus scorțișoară în cafea, ceea ce iarăși semnifică că e rece. Which is amazing. We love it. Hai că n-am făcut-o mai tare, ca aia de dimineață era atât de chioară, săraca, mai chioară decât mine, cafeaua. Mi-am schimbat cafeaua și nu, parcă nici eu nu mai ies mânse măsura. Am și o salată de varză, aici, ca să știți. Am și un clip care se procesează. Ok, hai că mergem afară imediat, după ce termin salata și cafeaua și vă arăt ce mai fac pe acolo. Nu mergem la plimbare. Nu! Nu! Mergem mai târziu la plimbare. Nici că-i pasă. Nici că-i pasă. Mai muțico?
Mai târziu la plimbare, puiule. Stai, acum vine mami să ia ceva. Să luăm și ciuline de asta. A, nu. Hai. O, bai. Mergem întâi să luăm ceva. Luăm pufi de aici. Și după aceea mergem la plimbare. Încă e de vreme. Încă sunt oameni pe câmp. Nu se înțelege deloc copilul ăsta. Luăm pufi din ăștia. Așa, dar un pic mai încolo. Unde-s mai aproape de mine. Și avem și niște măcese. Acum întrebarea este că am adus mănuși. Cum le vom recolta? Hai să facem și un haul cu decorațiuni din natură. Și am luat așa. Am luat stuful de care v-am zis. Este puțin scuturat pentru că a bătut vântul și așa. Măcese, am reușit să iau câteva crenguțe. Chestia asta care nu știu ce este exact și habar n-am cum o să o aranjez, dar anyway. Și am mai găsit un pomișor care avea frunzele uscate și nu-i cad, adică semi-uscate. Și da, e o chestie, are niște mure, stați să vedem, uitați-le aici, are chestiile astea micuțe, care din câte știu eu sunt toxice, dar din fericire pisicile mele nu mănâncă plante de prin casă. So, astea sunt pe categoria de bălării. Și acum hai să le aranjăm, să le stilizăm cumva, să le facem cumva. Ce faci acolo? Ia, stai scrit unul. Jimmy, ce faci tu acolo? Ce faci acolo? Ce prăfuit ești! Nu intri în casă așa prăfuit că te mănânc. Vai, cât ești de frumos! Jimmy! Dimi, ia uite-te la mami. Nici o treabă cu mama. Ia uitați-l cât e de prăfuit. Așa împucit, nu intri în casă. Nu intri așa împucit în casă. Nu. Nu intri așa împucit cel în casă. Ia-i-i-i-i. Așa, iau. Eee, nu te stăvăli pe astele mele, te rog frumos. Hai, vină încoace. Hai, 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 hai. Hai, puturoșilă, hai. Vino încoace, nu te tăvăli pe alea, vino încoace, uitați-l cât e de puturos. Au, te-ai zgâriat în alea, bineînțeles, te-ai zgâriat în măceșe, pentru că... Hai, hai, hai ia, hai ia-l pe ăsta, ia și joacă-te cu ăla, maimuțel. E doar cel mai dulce și mai prăfoșat băiat din lume. Ok, ok, nu știu dacă m-auziți, dar am decis să aranjez în astea boveștile mele afară. Vulpii, nu da trepiedul jos, te rog frumos, pentru că în casa aș face dezastru și prefer să fac mizerie aici decât în casă. Da, mami, ce botic frumos și mustăcios ai tu. Hai, vede, treci, treci! Nu dărâma trepiedul. Maria voastră, ce faci? A, te-ai rupt pufiu. Te-ai rupt pufițelul. Nu mai e cu ce să te joci, nu mai e cu ce să te joci. Oficiosule. Jimmy se joacă, da. Cine ar fi zis? Hai să vedem cu ce începem.
Ok, foarte flattering lumina asta. Stați să mă dau mai încoace, poate prin niște, mai prind ultimele raze de soare. Da, am terminat. În esență n-a fost mare filozofie decât ei și trântești chestiile astea aici, doar să adun lucrurile alea. Mi se pare că arată drăguț, dă un oareșce vibe de toamnă, nu e cine știe ce. Bănuiesc că mi-ar fi trebuit, ar fi fost bine să am mai mulți dovlecei din ăștia și mai multe chestii, dar eu cred că e bine și așa, pentru început, nu, însă nu vreau nici să le încarc prea tare și de principiu îmi place cum arată. E minimalist, adică simplu, nu e super încărcat de decor, dar e ok. Da, hai să vă arăt efectiv ce am făcut ca să înțelegeți. În primul și în primul rând, această chestiune, acest aranjament pe care o să trebuiască, după cum văd eu pe cameră acum, trebuie să-l mai fluff puțin, așa, să-l mai întorc, să-l mai uniformizez, că nu arată tocmai bine, dar de principiu, stai să vă dau în spate, ar trebui să arate cam așa, cam așa se vede. Și mie îmi plac foarte tare aranjamentele astea care sunt înalte, așa, pleacă cumva uniform. Evident, mi-ar trebui o vază, nu am vază, pentru că și eu și Woody le-am spart pe toate. Poate ajung zilele astea la un Pepco să iau niște vaze sau la un Sinsay ceva și să înlocuiesc sticla aia cu o vază și să fie tot așa aranjat, simetric, frumos. Dovlecei, doi dovlecioși și mi s-a părut foarte interesantă combinația dintre, stați așa că mă apropii, dintre pămătuful ăsta și glitterul ăsta de pe dovlecelul ăsta. Mi s-a părut că arată tare cute. Lumânarea asta s-a stins, nu știu de ce, că teoretic trebuia să stea și aprinsă cât vorbesc cu voi măcar, atâta, nu mai mult. Aprinde-te, sesam. Ah, nu mai are baterie, splendid. Ea săracă este aprinsă, dar nu se mai vede ca lumea de la baterie. Acolo am pus cei doi dovlecei, Mama Bear și Little Bear, Baby Bear. Asta trebuie să o punem atunci aici, pentru că am luat celelalte. Așa, să arate cât de cât ok. Aia nu are baterii și mi se pare că are și butonul stricat. Ariciosul este aici. În vaza asta am trântit o crenguță din asta cu măceșe, care are frunzele încă relativ verzi și mi s-a părut că se vede foarte bine în peisajul ăsta. Pe sus, pe acolo, am pus chestii de decor pentru că, cum am zis de câteva ori, rafturile de sus sunt deasupra nivelului ochilor mei și, din fericire, nu le văd, că de-aia sunt și toate cărțile închise la culoare acolo, nu le văd constant și așa că nu știu dacă merită neapărat să le decorez, nu știu, să vedem, dacă o să ajung prin oraș zilele astea și mai găsesc ceva drăguț de decor, poate iau și pentru zona aia, mai iau dovlecei și pentru aici. Aici am pus tot așa o lumânare din asta cu baterii, pentru că evident nu pot fi lăsată să cu lumânări reale lângă cărți, Doamne ferește, niciodată. Nici nu vă recomand, dar nici eu nu sunt un om de încredere pentru așa ceva. Încă un stoflețel din astea cu sclipici, de care v-am zis că îmi pare rău că nu mi-am luat mai mulți. Efectiv, îmi pare rău că nu mi-am luat mai mulți pentru că sunt foarte, foarte simpatici și foarte cute așa și fățoși. A schimba clepsidrele astea pentru toamnă cu altceva. Să vedem dacă găsesc ceva mai tomnatic. Și la pièce de résistance, dacă vreți, aranjamentul meu cu măceșe. O să trebuiască să scot alea din cutia aia pentru că mă deranjează foarte tare cum arată alea acolo, cum se văd. Sunt niște broșe din alea supradimensionate, dar asta cu măceșe mi se pare că arată foarte, foarte drăguț. M-am înțepat, nu glumă, bineînțeles, pentru că nu se putea. M-am înțepat în măceșele astea, în spinii de la măceșe mai exact, dar mi se pare că arată foarte drăguț și foarte așa de toamnă și e cute. Simplațe, tare, 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 tare și mai trebuie să găsesc ceva pentru raftul ăsta, că e la fel, este cam cheliuță, acolo nu mai vorbim, dar și ăsta e fiind jos, iarăși nu-l văd foarte intens, deci astea patru rafturi de aici în sus până la ăsta, astea sunt, până la, pardon, ăla de acolo cu dovlecelul, astea sunt rafturile pe care le am în câmpul meu vizual în general și pe care vreau să le văd aranjate frumos. Dar, da, cât de cât așa decorat de toamnă. În partea asta, pe birou, mi-am pus ăsta și la fel, cum ziceam și în cazul vazei celelalte, îmi plac
boscheții care răsar așa dintr-o vază foarte simplă și am zis să fac chestia asta, să pun o crenguță, de fapt sunt mai multe, dar pare că e una, ca un pom întreg așa, în vaza asta, în țoiul ăla de fapt, că e un țoi, așa. Clipul meu încă se chinuie și da, se pare că arată cute și aici și mai înveselește colțul ăsta. Am mutat puțin biroul mai așa, ca în momentul în care filmez, că eu stau aici la birou și filmez, să se vadă mai bine biblioteca în spate. Și acum mă gândesc, uite, apropo de treaba asta, ar fi foarte fain să iau ceva, să bag acolo un colț, în colțul ăla, și să pun vaza acolo. Chiar ar fi interesant să vedem dacă găsim ceva. Un chestie din aia, un fel de măsuță micuță, ceva de genul. Am o să vedem. Acolo e un dezastru total, trebuie să aranjez, ales niște produse pe care le testez și în rest cam atâta. Ideea de bază este că dacă vreți să decorați, să știți că găsiți chestii și în natură, adică vă duceți în parcuri, că slavă cerului, parcurile din București sunt pline de bălării și de crengi și de tot felul de chestii și puteți să faceți chestii foarte drăguțe, după cum se vede acolo. Deci... iese. Măceșe găsiți în toate parcurile din București, nu e nicio problemă, și pe toate câmpurile. Prin urmare, se pot face chestii drăguțe. O să mai adaug zilele viitoare, cum am zis, poate trec prin oraș pe undeva și mai adaug ceva dovlecei, frunze, vedem. Așa, n-aș lua frunze de afară pentru că mi se par cam triste, frunzele deja căzute, dar chestiile astea așa... boscheței ăștia sunt drăgălași. Bun, acum mă voi duce până la magazin să iau ceva, pentru că n-am nimic de mâncare pe seara asta. Și vorbim un pic mai încolo. So we've just got some, as you saw, Ali was recording me because I went down to get some courgettes from the kitchen garden and because I've not been able to eat properly today. Bună de dimineața, ce faceți? Este a doua zi, după cum puteți vedea. Și sunt proaspăt spălată pe cap, mi-am făcut duș mai devreme, m-am trezit, mi-am făcut duș mai devreme și până beau cafeaua vreau să mă machiez, pentru că astăzi o să plecăm în câteva ore, o să mergem, adică eu și cu voi, o să mergem undeva unde am mai fost, într-un loc foarte, foarte drăguț, cred că acum 2 ani sau când? Acum 3 ani? Nici nu știu, când am fost cu Eugenia? La Vila Brătienilor, de la Conacul Florica, de lângă Pitești, de la Ștefănești. Pentru că mi-a rămas în minte și în suflet de când am fost acolo, pe lângă toată povestea familiei Brătianu, pe lângă toate lucrurile de acolo, pe lângă masa aia persană de 600 de ani, pe lângă toate lucrurile astea, mi-a rămas în minte peisajul de acolo și felul în care este amplasată casa și pomii de acolo. Și tot timpul am zis că este o oportunitate bună să mă reîntorc acolo toamna, când vor fi pomii îngălbeniți. Acum, ai mei nu prea sunt îngălbeniți, dar să sperăm că acolo sunt mai îngălbeniți ca la mine. Și să sperăm că am ce să văd acolo, fiindcă aș vrea să fac câteva poze și pe lângă faptul că aș vrea să mă reîntorc la Conacul Brătienilor, pentru că mi-a plăcut foarte tare povestea în sine a conacului. Ah, și da, aseară n-am mai vorbit cu voi că deschis o sticlă de Prosecco și m-a luat valul și zic lasă că n-are sens să mai povestim cât am ascultat muzică. Da, a fost fain. M-am uitat și la un episod din documentarul, sau mă rog, toată lumea le zice la chestiile astea documentare, dar nu sunt documentare, că documentar în sine per se înseamnă altceva. Dar m-am uitat la primul episod din documentarul, să spunem, al lui Beckham, cu Victoria și cu el și povestea lui. Eu n-am fost mare fan, în general nu sunt mare fan fotbaliști, că nu prea știu nimic despre fotbal, dar ca idee. Și mi-a plăcut dinamica dintre ei foarte tare, mi se pare interesantă dinamica dintre ei doi, se vede că
pe lângă faptul că sunt vedete, sunt și doi oameni care se înțeleg foarte bine unul cu celălalt și chiar sunt apropiați unul de celălalt. Dar pentru că tocmai s-a lansat documentarul Unde Dumnezeu Este Ăla Meu, trebuie să fac neapărat curățenie în sertarul ăsta, că este dezastru. Efectiv e dezastru în sertarul ăsta, iarăși. Așa, niciodată nu găsesc nimic în el. Deci, pentru că este documentarul, ziceam, în vogă acum, sunt o grămadă de TikTok-uri și o grămadă de chestii. Și am văzut, mi-a apărut întâmplător, un TikTok în care cineva spunea, făcea o retrospectivă a fetelor din Spice Girls. Și spunea unde sunt ele în prezent acum și ce fac și cât de bogate sunt. Și le-a luat în ordine toate cele și, bineînțeles, cea mai bogată dintre toate Spice Girls este Victoria. Dar nu pentru că ar avea ea o casă de modă, nu pentru că a lansat bijuterii cu accesorii și așa mai departe, nu pentru că are o grămadă de alte afaceri, nu pentru că face foarte multe lucruri, ci pentru că este soția lui Beckham. Și nu știu, m-a înfuriat chestia asta înfiorător de tare, pentru că nu putem ieși din paradigma asta că femeile nu pot fi bogate decât dacă sunt căsătorite cu un anumit bărbat. Adică femeile pe propriile picioare nu pot face nimic. În primul rând că Victoria Beckham vine dintr-o familie bogată, ceea ce se și menționează pe alocuri, în, cel puțin în primul episod, și face puțin mișto de ea David, pentru că ea zice că vine din clasa muncitoare. Bine, e drept că în Anglia clasa muncitoare, sau în Marea Britanie, clasa muncitoare este diferită de clasa muncitoare din America, adică standardele sunt total diferite. Clasa muncitoare din Marea Britanie cuprinde o pătură mult mai largă și cuprinde și o categorie de oameni care la noi în România ar fi considerați înfiorător de bogați. Da? Deci, asta e alt subiect. Da? Ea cumva știe treaba asta și de-aia zicea clasa muncitoare și David făcea mișto de ea, că ce mașină avea taică tu? Știți că sunt și mimuri, au apărut deja mimuri cu ea pe chestia asta. Dar, în primul rând, că toată lumea a uitat din start că, exact cum a zis David în documentar, el era la început, la începutul carierei lui, când a cunoscut-o. Adică el era cam nimeni. Era un pușciulică de 20 de ani care se vedea că are talent și atât. Adică nu prea-l cunoștea lumea, juca bine fotbal, dar cam atâta, nu făcea mare lucru. Pe când ea era Spice Girls, ea era la apogeul carierei ei cântăreață fiind. Și plus de asta vine dintr-o familie bogată. Dar toate lucrurile astea s-au șters, adică nu, ea e bogată pentru că este soția lui Beckham. Și mă enervează cumplit atitudinea asta și faptul că încă este întreținută atmosfera asta, că femeile nu pot fi bogate doar pentru că muncesc sau doar pentru că moștenesc sau doar pentru că sunt femei. Nu, nu, nu. Ele sunt bogate numai dacă sunt soțiile cuiva. Și numai așa. Și nenorocitele dracului care profită de bărbați și se căsătoresc pe interes după aia, știți? Anyway. Da, mi-a plăcut în sine primul episod, v-am zis, o să mă uit la tot, dar n-am apucat. Mi-a plăcut primul episod pentru că e interesant, adică e interesantă dinamica dintre ei doi și, lăsând gluma la o parte, ei doi sunt cam singurul cuplu, nu știu, ei și cu Talia, cu Tommy Mottola, sunt cam singurul cuplu din show, bine, mai fi din ăștia mai în vârstă, care au rezistat, cum e Pierce Brosnan și mai știu eu cine, actori din ăștia, da. Sunt foarte puține cupluri de celebrități care să reziste cum au rezistat ei, să aibă copii și să reziste cum au rezistat ei și să, în ciuda faptului că ambii sunt sub lumina reflectoarelor și sunt tot timpul analizați de presă și de public și iarăși, ca și în cazul prințesei Diana și în cazul lor, presa a fost foarte, foarte acidă, adică foarte virulentă. Țin minte câte bancuri se făceau. Eram relativ mică când s-au mutat în America, când el s-a mutat la Miami.
a fost transferat la Miami și știu câte bancuri se făceau pe seama lor și tot așa. Legat de ea, presa tot timpul a vuit că este o morocănoasă, că este o îngânfată, că este o înfumurată. Ea, de felul ei, de fapt, e puțin timidă, adică n-are așa... Bineînțeles că n-are aerele de om bogat, dar asta e altă discuție și le și permite pe de altă parte, știți? Adică le are că și le permite. Ea chiar și le permite. Dar tot timpul presa a denigrat-o și chiar zice într-un... Nu știu dacă apare în documentar, că am văzut tot pe TikTok treaba asta, că zice că... De David să zice într-una că, vai, Doamne, ea este... el este ăla amuzant și sexy și frumos și nu știu ce, și ea e doar simpatică. Știți? Adică ea doar cu atâta contribuie în ochii publicului. Și da, e trist, e trist iarăși că în momentul în care, adică nu pot fi amândoi egal, nu pot fi amândoi celebri, nu pot fi amândoi în aceeași, nu știu, pe aceeași linie, nu. Unul trebuie să fie frumos, celebru și bogat, celălalt trebuie să atârne de el. Cam asta e viziunea și a publicului și mai ales a media, că viziunea publicului este întreținută de media. Da. Și e trist. Și tot timpul a fost văzută ca fiind o... Are un simț al umorului absolut fantastic. Din păcate, eu am senzația că iarăși intrăm în era idioților care nu mai au efectiv niciun pic de umor în ei. Și v-am mai spus eu că, în general, cam oamenii inteligenți știu să facă glume. Nu stand-up-ul ăla despre care vorbeam și în clipul cu cărți. Nu stand-up-ul ăla idiot în care încep și înjuri și îți bagi și scoți și gata, am făcut glume. Nu ăla e umorul. Umorul este când îl ai de adevăratele. Și ea chiar are un simț al umorului din ăla tipic englezesc, din ăla negru, tipic englezesc. Și mie de aia mi-a fost tot timpul simpatică. Și n-am înțeles de ce lumea tot o denigra. Bine, n-am divinizat-o sau ceva, nu m-a dat pe spate. Că, da. Fiind minionă, poate v-ați prins în clipurile trecute când dădeam exemple de ținute sau de fiind minionă, mie mi-a plăcut să o urmăresc pentru... Bine, nu sunt de acord cu toate stilurile ei vestimentare sau cu... nu întotdeauna am urmărit-o cum se îmbracă și așa mai departe, dar fiind minionă a fost un exemplu foarte bun de proporții pentru mine, adică m-a ajutat să-mi dau seama de proporții, de cum să echilibrez situația, de cum să mă îmbrac în anumite, cum să asociez anumite piese, pentru că și are 1,58 sau ceva de genul ăsta, ea e cam de aceeași înălțime cu Eva Longoria, știți? Și mă ajută. Și la machiaj întotdeauna mi-am ales pe cineva care are ochii lăsați ca mine, adică pe tati, că de-aia am urmărit tot timpul pe tati. Și la haine am încercat să găsesc pe cineva de aceeași constituție sau, da, relativ aceeași constituție ca mine. Că, de exemplu, îmi place și Eva Longoria, tot așa pentru că e minionă. Doar că Eva Longoria are șoldurile mai late ca mine, ori Victoria Beckham este pe aceeași tipologie ca mine, are umerii un pic mai lați decât șoldurile și șoldurile înguste. Și tot timpul m-a ajutat când mă uitam la ea cum face asocierile de haine, m-a ajutat. Bine, nu toate astea mi-au plăcut. Îmi trebuie un șervețel, stați așa. Așa. Nu toate ținutele ei mi-au plăcut sau toate stilurile pe care le-a încercat, pentru că, na, fiind și vedet, a trebuit să se joace mult și ei doi cel puțin, mi se pare că ei au o dinamică foarte bună între ei, pentru că și-au înțeles rolul ăsta de vedete, de pop stars, în care trebuie să te îmbraci într-un anumit fel, se așteaptă de la tine să te îmbraci, să reacționezi, să faci anumite chestii. Ei au înțeles foarte bine treaba asta și vine un or. Și au manipulat foarte bine treaba asta și de-aia mi s-a părut foarte interesant. Unde? Ce-am făcut? V-am zis că e dezastru în asta, nu? Așa. Tot mascara asta, care de altfel nu-mi place deloc, o am. Și nu înțeleg cum Dumnezeu, am fost de câteva ori în oraș și n-am reușit să-mi cumpăr mascara. Să-mi dure cineva să meargă să-mi cumpere și mie o mascara. Se pare că eu nu reușesc să mă duc singură.
Deci de câte ori am fost în oraș, nu mi-am cumpărat și o mascara. De comenzi nu mai zic că n-am dat, că puteam să dau o comandă, dar n-am avut nevoie neapărat acum de nimic. Chiar a fost Royal Passport Day la Savon și nu mi-a trebuit nimic. Voiam să dau o comandă, dar zic, doar că să mai am niște geluri de duș în plus sau să... Nu, mă. O să dau la primăvară când o să-mi reînnoiesc stocul de parfum cu neroli. Că mi s-a terminat, dar acum fiind toamnă e ok. Așa. Mă întreba cineva recent de ce Dumnezeu îmi pun tot tipul în sclipici pe pleoapă sau de ce îmi pun culori deschise pe pleoapă. Și mi se pare fenomenal cum, apropo de percepția publicului, cum oamenii nu gândesc puțin mai departe de lucrurile pe care le văd în mod constant. Că toată lumea zice să îmi fac codițe. Și am mai zis chestia asta. Unu, nu fac codițe pentru că sunt incapabilă. Fiind aproape oarbă, sunt incapabilă și asta este adevărul. N-am vedere periferică, deci eu de aici încoace eu nu mai văd. Știți cum vedeți? Că am înțeles că voi vedeți. Eu nu știam chestia asta până acum 2 ani. Eu habar n-aveam că oamenii pot să vadă și încoace. Adică eu nu știam treaba asta. Deci eu văd așa. Deci efectiv eu am tunnel vision pentru că nu văd în lateral. N-am vedere periferică și am crezut că așa vede toată lumea. Și deci mi-este foarte greu să-mi fac codițe pentru că odată n-am vedere periferică și sunt incapabilă și în al doilea rând negru cu negru de la ochii mei ar arăta rău, m-ar îmbătrâni foarte tare și motivul pentru care pun sclipici sau culori deschise pe pleoapa mobilă este ca să fie deschis lângă negru foarte aproape, că oricum pun mascara neagră care intensifică suficient privirea. Și de aia că în momentul în care vrei să scoți ceva în evidență, de exemplu, dacă vreau să-mi se vadă în evidență, să-mi iasă puțin în evidență ochii, pun deschis lângă negru ăla. Nu o să pun tot negru ca să mă îmbătrânească și mai tare, să întunece lucrurile și mai tare. Și mi se pare incredibil cum oamenii nu se gândesc. Adică, dar de ce nu-ți faci codițe cum își face toată lumea? Pentru că nu pot și pentru că unul nici nu mi s-ar potrivi și mai au și ochii diferiți, au forme diferite. Și arată rău, credeți-mă că arată rău. De ce câte ori am încercat să-mi fac? Sunt pe celălalt canal, undeva la începuturile mele, sunt niște tentative de codițe, pentru că tot așa toată lumea își făcea. Și credeți-mă că arată rău. Deci dacă vreți să vedeți cum stă cu codițe. Și da, nu ne mai băgăm în... Nu. Din fericire, mie mi se pare că genul ăsta de machiaj mi se potrivește foarte bine. Și rămân la el, adică... Nu mă schimb, sunt foarte confortabilă, am două versiuni ale acestui machiaj pe care le fac odată când am chef să pun mai mult machiaj ca acum, adică asta e una dintre ele, și cealaltă versiune când n-am timp și aplic doar un pic de, fac doar sprâncenele, pe care apropo acum le-am uitat să le fac, fac doar sprâncenele și mi-aplic anticearcă și atât. Și sunt foarte, foarte confortabilă cu mine, n-am nicio problemă. M-a întrebat și Pebbles la un moment dat, dar de ce în pandemie te machiai și acum nu te mai machiezi așa intens? Pentru că nu mai simt nevoia. În pandemie trebuia să-mi dau și de lucru să fac ceva. Acum, efectiv, nu simt nevoia. Sunt foarte ok cu pielea mea, îmi place foarte tare de pielea mea. Mai are mici scăpări pe aici, pe acolo, dar bine, nici eu nu ajut foarte tare pentru că mănânc brânză sau ceva ce n-ar trebui. Dar în rest, sunt foarte ok cu pielea mea, mă simt foarte bine și nu... Unde ești, mă? Stați că aveam și un creion. V-am zis că e dezastru în sertarul ăsta. Trebuie să-mi iau o jumătate de zi, efectiv o jumătate de zi o să-mi iasă curăț sertarul ăsta. Dar vreau să mă duc să iau întâi niște separatoare de la Pepco. Pentru el. Așa, și sunt foarte ok cu pielea mea, nu simt nevoia să mă acopăr, că am pete, pigmentare, așa și care e problema? Toată lumea are, stați liniștiți. Doar pentru că trăim în era filtrelor în care unele vedete ne fac să credem că nu au, pete pigmentare au,
Poate sunt mai puțin vizibile, sunt mai așa, dar nu. Credeți-mă că toate au. La nivel microcelular toate au, pentru că nu se protejează nimeni atât de intens de soare, cum zic. Haideți că mi-a făcut sprâncenele, parcă e o țărucă mai bine. Și dăm momentan cu acest ruj, nu știu unde e celălalt. Again, trebuie să fac urgent curățenie în sertarul vieții. Așa, și cum ziceam, îmi este super, super ok cu un... cu mine așa cum sunt. Nu mă deranjează, nu mă trebuie nimic, nu trebuie să modific nimic, nu... Mă gândeam să-mi pun botox aici, mă rog, în frunte, ca să-mi țin în frâu ridurile astea. M-am răzgândit, nu știu, nu... Nu mi se pare neapărat cea mai bună idee. Deși am prietene care s-au injectat și n-au pus nicio problemă, dar nu știu de ce, parcă nu vreau să pun botox acolo, atât de aproape de creier. Așa. Bun. Mă duc să-mi usuc părul, mă îmbrac și vorbim după aceea ca să fie treaba oablă. Vedeți că nu-mi dau seama dacă mă vedeți toată. Nu cred că mă vedeți toată. O să încerc să iau un cadru mai larg afară. Am pe mine o rochie maxi. Este de la Mango, cred că de anul trecut. Geanta, nu știu, aia e primită de la Denisa, pălăria e de la Meli Melo, mi-am scos de la naftalină cizmele peste genunchi și geaca mea din catifea pe care o știți de ani de zile că o port și asta este un statement pentru toamnă, iarnă, primăvară, depinde când se poate porta, tot timpul o port. So, cam așa defilez, am și niște cerceluși lungi pentru că, mă rog, sunt aceiași cercei lungi, pentru că merge bine în condițiile în care am guler înalt și merg foarte, foarte bine. Și cu ce m-am dat astăzi? M-am dat cu Cavalli, cu Puronero, dar nu e aici, l-am dus dincolo, Puronero de la Cavalli. Și asta este, trebuie să mai aranjez puțin pălăria asta, că este un pic cam largă. Și în rest, da, ăsta e outfit-ul meu, primul meu outfit. O să mai iau unul la mine de rezervă în caz că pot să mai fac, să mă schimb, să mai fac niște poze și... Asta este. Așa defilăm astăzi. Hai să mergem!